Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, în glasul Părintelui a mărturisiție, fiu iubit pe tine, numindu-te, și Duhul lăchit de porumbel a adeverit, întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat. Botezul Domnului nostru Iisus Hristos a urmărit și a împlinit mai multe scopuri, dintre care amintim trei. Domnul Hristos a botezat pentru a ne curăți de păcatele noastre cu care El s-a îmbrăcat și cu care s-a afundat în adâncimea râului Iordan. Domnul Hristos s-a botezat în Iordan pentru ca apele Iordanului, toate apele pământului, tot ceea ce înseamnă creația lui Dumnezeu de pe pământ și nastrele galaxiilor să fie binecuvântat de Dumnezeu prin pogorârea Duhului Sfânt. Domnul Hristos în al treilea rând s-a botezat în Iordan pentru a pregăti propriul nostru botez, pentru a împlini ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, poporul cel ales, râvnitor spre fapte bune, căci prin botez intrăm în rândul poporului lui Dumnezeu, seminția cea aleasă, neam împărătesc, preoție împărătească. Tine numindu-te și Duhul lăchit de porumbel adeverit, întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă ție. Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat. În această sfântă zi, Dumnezeu, singurul care nu greșește, ne cheamă însă să fim îmbrăcați în marea taină bucuriei, și anume să găsim prin puterea Lui izvoare de bucurie în viața noastră și în viața lumii. O vorbă din bătrâni, folosită mai ales în Ardeal, spune așa: fă rai din tot ceea ce ai. Fă rai din tot ceea ce ai. Adică să găsim prilej de bucurie și de rai în tot ceea ce avem în noi și în jurul nostru. Și raiul se arată, sau starea sufletească de rai, se arată în mod special în starea de bucurie. Atunci când iubești cu adevărat pe cineva, se naște în inima ta bucuria raiului. Arătă-ți Hristos în Dumnezeu.